Salutare tuturor, sunt eu Mirela și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Cine nu a auzit de Dostoievski sau cine nu i-a citit operele? Eu una le consideram foarte grele și plicticoase. Începusem să citesc Crimă și pedeapsă cu vreo 10 ani în urmă în limba engleză. Nu-mi plăcuse. De-abia acum am mai dat o șansă lui Fyodor Dostoievski cu Crimă și pedeapsă și vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult acest roman. Am perceput altfel opera dată. După asta am continuat cu Idiotul și am un plan să citesc și Frații Karamazov. Dar mai întâi de toate aș vrea să vorbesc despre concurs, deoarece este data de 22, iar de această dată, în fiecare lună, organizez un concurs pe contul meu de Instagram, iubitor de carte, Biblioteca Mirelei. Deci dacă îți dorești una dintre aceste cărți, poate fi Idiotul, Frații Karamazov sau Crimă și pedeapsă, nu ezita să-mi urmărești contul meu de Instagram, Biblioteca Mirelei, să găsești postarea dată, să etichetezi 3 prieteni plus cartea pe care ți-o dorești tu, iar câștigătorul va fi ales pe data de 27 decembrie. Vă doresc succes! Deci, Fyodor Dostoievski, unul dintre cei mai mari și cunoscuți scriitori ruși, este considerat și tatăl psihologiei, el axându-se foarte mult pe stările sufletești și patologice ale minții, precum demența, crima, suicidul. Personajele lui sunt chinuite de îndoială existenței lui Dumnezeu, nihilism sau dominația răului. Fyodor Dostoievski suferea de epilepsie, de jocurile de noroc și sărăcie. A fost condamnat la moarte, însă în ultima instanță i s-a dat 10 ani de muncă silnică. A lucrat ca jurnalist, ca scriitor, a fost un tată foarte responsabil, el fiind un iubitor de copii, iar multe momente din viața lui și experiențe le găsim în operele sale. De exemplu, experiența cu închisoarea o găsim în romanul Crimă și pedeapsă. Am citit acest roman foarte greu, el fiind un roman profund, tot în acest roman este de sumbru, murdar, plin de beții prostituate, criminale și diferiți vicleni. Unicul personaj plut în acest roman este Sonia, o prostituată care este silită de tatăl ei să se prostitueze ca să-și întrețină familia, după asta îl ajută și pe personajul nostru principal, Raskolnikov. Pe tot parcursul lecturii m-am simțit foarte apatică, obosită, pe alocuri frustrată sau chiar revoltată, ca și personajul nostru principal, Raskolnikov. Acest fost student înfăptuiește o crimă, iar mai apoi se chinuie cu diferite gânduri, încearcă să-și ascundă aceste gânduri și fapta sa. Este un personaj închis în sine, mândru, dar și foarte milos. Chiar dacă vedem că a înfăptuit o crimă, el putea să-și dea și ultimii bani săracilor. De ce înfăptuiește lumea anumite crime? De ce a înfăptuit Raskolnikov această crimă și îi va da poliția de urmă? Îi va duce el de nas? Toate acestea le puteți afla din acest roman. Un roman cu un impact psihologic foarte puternic. Eu am notat-o cu 5 steluțe și vă recomand cu cea mai mare încredere. Romanul ilustrează obținerea salvării prin pocăință și prin chin. Sincer să vă spun, nu am mai întâlnit așa personaj complex și bine definit ca acest personaj din romanul Crimă și pedeapsă. Dacă în Crimă și pedeapsă personajul nostru principal este mai închis în sine, mai mândru și vanitos, în Idiotul, personajul nostru principal este foarte bun la suflet, deschis la suflet, foarte naiv, numit de foarte mulți idiot din cauza că suferea de epilepsie, ca și Fyodor Dostoievski, epilepsia fiind numită în popor idioțenie. Înainte să-și numească Fyodor Dostoievski această carte Idiotul, voia să o intituleze Prințul Mâșkin. Așa îl cheamă pe personajul nostru principal, iar eu l-am
dorat cu tot sufletul. Este un roman tragic, dramatic, trist și foarte frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult romanul dat, mi-a plăcut foarte mult personajul principal, un personaj care este iubitor de oameni și de copii. Iar o să vă citesc un pasaj foarte interesant care mie mi-a plăcut din această carte, și anume că copilului poți să-i spui tot, tot. Întotdeauna m-a uimit cât de puțin cei mari, tații și mamele își cunosc copiii. Copiilor nu trebuie să le ascunzi nimic sub pretextul că sunt încă mici și e prea devreme pentru ei să știe ceva. Ce idee tristă și nefericită! Și ce bine își dau seama copiii că părinții lor îi cred prea mici și prea neștiutori, când ei, în realitate, înțeleg totul. Adultul nu știe că, până și în chestiunea cea mai dificilă, copilul îi poate da un sfat util. Prințul Mâșchen adora copiii, era la rândul lui iubit de foarte, mult, foarte multă lume, însă și foarte batjocurit și urât. El a fost creat după modelul lui Hristos, doar că un Hristos care nu are puterea să vindece răul. Deci romanul nostru începe cu prințul Mâșchen, personajul nostru principal, care se întoarce în Petersburg din Elveția după un lung tratament. Aici se simte atras de două personaje feminine, Aglaia Ivanovna, dintr-o familie foarte bună, și Nastia Filipovna, o femeie foarte rebelă și pe care prințul Mâșchen o iubește și simte o compasiune puțin mai aparte față de ea. Deci pe cine va alege prințul Mâșchen, ce va face? El fiind un om care dorea să îi împace pe toți și să nu-i supere pe restul, de multe ori se sacrifica pe el. Deci sfârșitul este de-a dreptul demențial, chiar nu m-am așteptat la un astfel de sfârșit. Mi-a plăcut foarte mult cartea. Am notat-o cu 5 steluțe, însă chiar dacă am notat și romanul Crimă și pedeapsă cu 5 steluțe, Idiotul îmi este mult mai aproape de suflet și chiar o recomand cu mare, mare drag. Această carte am citit-o mult mai ușor ca Crimă și pedeapsă. Acum am în plan să citesc și Frații Karamazov, doar că mă sperie puțin numărul paginilor. Pare mi se că 900 la număr, 889 de pagini. Însă abia aștept să o citesc, iar voi, dacă ați citit vreo carte de-a lui Dostoievski, aștept părerile voastre în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă doresc toate cele bune. Vă îmbrățișez, vă pup. Pa, pa! Și nu uitați de concurs!